Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews. Bună seara, bine v-am găsit la România Altfel, cum v-am promis, un invitat excepțional, în plină actualitate, Tudor Chiriță, actor, solist, rocker, trupa Vama 2012, a ieșit un disculeț despre care vorbim, pe care așteptăm de mult. Dar, Tudor, aș lua o de aseară, ai fost la un alt post de televiziune, ai citit un text foarte frumos, o piesă de pe, de pe acest disc care se cheamă Declar Țara Pierdută. Poți să-mi spui în două vorbe despre ce e vorba? Reamintesc că e un copil căruia reproșează părinților că nu a făcut nimic, că nu au făcut nimic pentru țară timp de 20 de ani. Ai spus-o mai bine decât mine, adică ca sinteză, asta e. Reproșul copiilor la adresa părinților dintr-o generație care a cam dormit. O generație care e și generația noastră, și generația poate dinainte de noi cu 5-10 ani, adică o generație vinovată de situația în care, de care se plânge. Și atunci, invariabil, acum vorbim despre exodul copiilor la un anumit moment al începutului lor de carieră, când pleacă afară și toată lumea, probabil părinților le e greu să se desprindă de copiii lor și atunci copiii întreabă legitim ce ați făcut voi pentru noi ca să rămânem în această țară. Cam ăsta este cântecul și de fapt e, cântecul e din perspectiva copilului care adresează acest reproș tatălui. Tatălui general, da. Generic. Dar mă mir că nu ți-a fost pusă întrebarea, ți-o pun eu acum. E și asta o formă de demisie. Ok, voi ați eșuat, n-ați făcut ce trebuia și noi ce facem, plecăm? Da, omul e liber să-și caute, să-și caute un loc mai bun, să-și caute o șansă mai bună. Nu știu dacă e neapărat demisie, pentru că nu-l poți obliga pe un tânăr să... și dacă tu n-ai sădit într-un tânăr valorile care să-l facă să dorească, să reconstruiască, atunci de ce să-l acuzi de demisie? Nu-l acuz, dar pot să-mi pun întrebarea, ok, de ce nu rămâi? Sunt de păiuțumit, am avut foarte multe dezbateri imediat după 90 cu buni prieteni români, care ziceau toți plecăm și au fost foarte puțini și cred că pot să-i număr pe degete unei singure mâini. De fapt, cei care au spus, domnule, rămânem că aici ai de făcut totul și cei care au rămas au reușit foarte frumos aici. Nu ar fi reușit. Dincolo sau afară, două cuvinte pe care le detest și pe care toată lumea le utilizează. La fel cum mulți cei din care, n-au plecat, poate să trăiască cu regretul că, sau cu ideea că ar fi putut face mai bine plecând. Discuția e la mijloc, dar noi niciodată n-am fost un popor care să pună interesul colectiv deasupra intereselor personale. Asta n-are rost să ne amăgim. Cântecul e mai degrabă o înfățișare a faptelor. Eu am rămas pentru că, nu știu dacă sincer, sau n-am plecat încă, nu pentru că dintr-un soi de patriotism și dorință de implicare în viața unei cetăți la care nu prea avem acces, ci mai degrabă din faptul că eu mă ocup cu limba română în profesia mea și probabil că ar fi pentru actori e mult mai greu să să-și găsească un rost altfel. Oricum eu nu cred într-o eu cred acum în cetățeanul universal care călătorește, muncește, se mută dintr-o parte în alta, dintr-un oraș în alta, în altul, caută o experiență, fie ea și transnațională, mai ales în zonele astea, teatru, film, muzică, se întâmplă foarte multe colaborări și acum lumea e foarte deschisă, internetul a făcut lumea asta mică. Din păcate, la noi nu se pleacă împins de curiozitatea pentru un nou tip de experiență, ci mai degrabă din faptul că multă lume renunță la a spera că mai poate să trăiască normal și atunci fuge către
alte orizonturi. Eu cred că e greu să ceri unei generații căreia nu i s-au predat principii solide să stea să apere o cauză pierdută. Și totuși mai notez un paradox, sunt foarte amator de paradoxuri, dar ăsta chiar mă deranjează puțin. Când un tip ca tine, care vrei, nu vrei, asta e, și nu folosim cuvinte sfărăitoare, dar ești un lider de opinie, un simbol al generației, tot ce vrei, ce ai, nu știu câți tineri și nu numai tineri care te urmăresc, care cred în tine, care se duc să uite pe Facebook să vadă ce ai mai scris, care ascultă cântecele, care vin să sper că vin și la teatru și așa mai departe. În loc care un tip ca tine, și pe care te știu o țară întreagă, vine și îmi spune, suntem o generație paralelă, nu avem niciun fel de buton pe care să putem apăsa, nu suntem luați în considerație de clasa politică, de cei care ne conduc, înseamnă că e o mare, mare problemă, că asta nu se întâmplă în alte țări occidentale. Asta e paradoxul. Deci chiar tu te simți paralel cu sistemul, tu, Tudor Chirilă, purtător de flacără, totuși? Da. Mă simt paralel cu un sistem care nu mi-a facilitat foarte multe experiențe. Adică asta e. Nu înseamnă că nu trebuie să trăim. Din păcate, intersecția dintre viața politică și ceilalți participanți la România nu există. Ei nu reprezintă o categorie, cel puțin nu categoria din care fac eu parte. Nu mă simt reprezentat. Și atunci, asta e, trebuie să, dacă nu pot pleca sau aici stau, sunt reprezentant, fac parte din România paralelă. România care muncește, care își plătește taxele, care se zbate să acceadă la niște chestii la care nu va accede niciodată. Mă gândesc la fondurile europene, nimic din ceea ce ar putea să-l ajute pe cel din clasa de mijloc să dezvolte o Românie, să-și aducă contribuția. Până la urmă, clasa de mijloc ar trebui să reinventeze și regândească România. Ori tocmai clasa de mijloc este marginalizată. Nu avem o clasă de mijloc. Noi avem o clasă de hoți și o clasă în niciun caz de mijloc. Iar desprinderea unor lideri este imposibilă datorită mecanismului pe care l-au făcut să funcționeze. De cooptare, spuneai la un moment dat, practic. Nu, și de hermetism acum. Dacă stăm să ne gândim că în Portugalia un candidat la președinție trebuie să strângă 7.000 de semnături și în România un candidat la primărie trebuie să strângă peste 36.000 sau de semnături, înseamnă că e o chestie de care ei au avut grijă și s-au înconjurat. Cât de mult urmărești actualitatea politică și votezi? Nu te întreb cu cine, dar votezi? Votez și de fiecare dată? Da, votez și cred că pierderea mare a fost că generația noastră nici măcar la vot n-a mai mers. Asta e o mare problemă și asta aici liderii de opinie au un cuvânt de spus, pe care nu putem să ne permitem într-o țară care nu a avut acces la democrație decât de 20 de ani. Să nu votăm. Pentru că oamenii sunt disperați și, în general, în România s-a votat pe principiul hai să votăm cel mai puțin rău, cel mai puțin rău. Dar, deocamdată, în momentul de față nu există cel mai puțin rău. Oamenii nu mai fac diferența între un pol și altul. Pur și simplu nu mai există. E și greu de făcut la nivel doctrinal, la nivel de comportament. Exact. Și atunci oamenii nu mai merg pur și simplu la vot. Din moment ce ei nu mai pot desprinde între rău și rău, nu între bine și rău, între un rău și un mai puțin rău, nu mai merg la vot. Hai să revenim puțin la muzică. A ieșit acest nou CD. M-am uitat pe el, mi-a adus aminte. Deci Vama 2012 este simbolul ăsta ezoteric, de comentat, se poate comenta multe. Ce m-a frapat este fluturașul care aduce aminte de un grup celebru al anilor 70, Iron Butterfly, chiar dacă muzica nu are nimic de a face și nu e niciun solo de baterie de 17 minute pe el. În schimb, ceea ce m-a frapat la prima oară când l-am ascultat este că am avut senzația unei reîntoarceri și vocale și textele, sigur, de o altă factură, mult mai matură, dar știi, ca stil, m-a avut impresia oarecum că ascult
primul disc. Nu știu ce. Și n-am fost sigur. Primul disc al cui? Primul disc al grupului Vama Vechi. Deci nu era nicio șapcă, ciorapă ca lui Fer, nu era nimic de genul ăsta, dar suna. Interesant. Mie nu mi se pare că e atât de departe muzica. Din punct de vedere sunet de momentul ăla, încât s-am surprins. Spun, am și martor în jurul meu, care au avut cam aceeași senzație. Dar e un disc, păi, da, e un, dacă e să sonor, dacă e să vorbim numai de sunet, e un disc care are chitară. Primul nostru disc nici nu avea chitară. Da. Eram cu clapă, da, cu bas și cu primul disc Vama Vechi. După aia, prin venirea a trei instrumentiști noi, alături de mine și Eugen, care sunt un suflu care n-a avut legătură cu Vama Veche, părerea mea că nici nu e foarte... Poate să nu fie pertinentă, poate să nu... Nu prea și are rost o comparație, pentru că e ca și cum am compara un vin din ani diferiți. Ok, aceeași podgorie, dar totuși struguri din 2000 și struguri din 2008 sunt totuși o diferență mare și un vin poate să fie foarte, foarte diferit. Eu cred că dacă e, și nici nu știu, cred că se păstrează un spirit, să-i spunem spiritul Vama Veche, dacă vreți, asta mai mult prin faptul că tot eu fac versurile și acum, deci poate că sunt eu urmărit de niște teme la care mă uit din altă perspectivă și asta e singura chestie. Dar nu văd o... nu m-aș duce chiar la primul disc. Ok. Asta e impresia mea. Bun. Da. Haideți să discutăm de asta acum. Ce este What Makes It Special, ca să vorbesc bine românește, și de ce 3 ani din nevoie, din dificultate, din... Nu, cred că am... E o întrebare foarte vastă, dar explică-ne, nu știu, geneza, creația, trei ani nevoia, pentru urgența. Cred că am devenit mai pretențioși. La un moment dat ne apropiam de numărul de piese, în gen, nu știu, ne-am propus 14 piese după primul an jumate, pentru că la un moment dat ne-am dat seama că am întârziat și am considerat că publicul merită să aibă o imagine muzicală mai mare. Și am zis, băi, să nu ieșim după ce că ieșim de atunci era un an jumate, după 2 ani, și așa două single-uri le-am promovat, deci ar mai rămâne cu 8 piese noi, care în foamea asta după conținut și după grabă îmi părea puțin. Și atunci am zis, hai să muncim, să facem 14 cântece. După care, la un moment dat, când ne-am uitat atent să alegem 14 cântece și ne-am întâlnit cu un producător englez, el a ascultat și a zis, după părerea mea, nu sunt decât 3 cântece. Noi făcusem vreo 10. Și ca niște furnicuțe ne-am gândit, dom'le, omul ăsta poate are dreptate. Hai să o luăm de la început. Hai să păstrăm doar ce i s-a părut bine. Am hotărât atunci să dăm credit acestei opinii și am luat-o de la început până când am făcut 14 cântece. Cu omul lângă voi permanent? Nu, el a colaborat doar pe un cântec și noi după aia am continuat singuri, așa că s-a ales din 40 de cântece. După care așa a fost să fie, unele cântece au mers mai repede, dar la noi am dat foarte, foarte mare atenție orchestrației și ideii că un cântec este o poveste. Și ca să spui o poveste, trebuie să curgă foarte bine și din punct de vedere structură, strofă, refren, strofă sau strofă, refren, refren. Sunt tot felul de posibilități de a structura un cântec și am vrut să o facem foarte bine pe fiecare cântec și am început să-l tratăm ca pe o poveste, să vedem dacă scenariul funcționează, scenariul muzical, și ne-am luat cu tot cu orchestrație, am fost atent să încercăm să facem un disc cât mai omogen, n-am reușit, e un disc destul de variat. Și toată munca asta s-a dus la 3 ani, nici nu ne-am mai dat seama. Adică cu 4 luni înainte de a livra produsul ăsta, ne-am dat seama că trebuie să ne apucăm și să înregistrăm. Și cred că a fost și o psihoză din asta. Nu ne mai convenea nicio orchestrație. Orchestram un cântec 2 luni și ajungeam la concluzia că prima variantă a fost cea mai bună. Și cred că a fost ne-a atins așa o aripă de perfecționism și atât a durat. Dar ce înseamnă că mai mult material cu care se mai poate lucra?
Ăla din spate nici nu știu. La capătul acestui drum e important că poți spune absolut sigur, domne, ăsta este discul pe care am putut să-l facem, astea sunt limitele noastre și ni le-am împins până unde sunt ele acum. Și să fii sigur, domne, am livrat cel mai bun material posibil. Înregistrarea la Montreal și în alte studiuri în străinătate, ce au modificat? N-am înregistrat la Montreal. Așa scrie acolo, am citit eu acolo. Nu, am mixat. Ai mixat. N-ați înregistrat? Nu. Am citit eu prost. E imprimat în la noi, deci e imprimat aici, în diverse și în diverse, încă într-un studio al colegului nostru de la Clapegelu. E imprimat și aici și încă și la Budapesta. Dar mixajul a fost la Montreal și cu tine și mixajul de ce? A fost la Montreal pentru că Gelu, colegul nostru, întâmplător a dat, noi întotdeauna am avut o problemă de mixaj. În România este o problemă de mixaj. Nu există inginer de sunet până la capăt, nu este o categorie. Chiar pentru muzica rock nu există inginer de sunet cu școală. Cu școală serioasă, că până la urmă să mixezi ține și de a ști trigonometrie. Și există doar inginer de sunet după ureche. Și asta ne-a făcut să căutăm tot timpul, și de-aia am ajuns și la Budapesta în primă fază, să căutăm un inginer de sunet care să mixeze discul așa cum vrem noi. Și Gelu a ajuns să-l întâlnească pe acest Luctelie pe internet și am început o colaborare, slavă internetului, iată... Să revenim și la internet. Da, adică o diferență de 11.000 de kilometri, surmontată de biți. Și am reușit să mixăm discul ăsta imprimat aici și mixat în Canada. El trimitea piesele, noi scriam note, trimiteam piesele înapoi și chiar și acum, în final, pentru ediția a doua a CD-ului, ediția și cu bucletul complet pe care o vom lansa la Sala Palatului la lansarea din 28 mai, chiar și pentru această ediție încă mai facem niște retușuri. Hai să precizăm imediat că oricum vrem să ajungem. Deci acest prim disc care a ieșit cu un ziar pe care îl numim Gazeta Sporturilor. Da, exact. Ne-am îngrămădit tot să-l luăm, l-am cumpărat, eu l-am rezervat de mult ca tot fanul. E un mod de distribuție care devine inevitabil acum? E un mod de distribuție. Pentru că nu sunteți singuri și ziarele se pare că nu mai trăiesc decât din asta, chiar ca de transportul. Asta e o răutate. Dar spusă de directorilor de vânzări. Uite problemele avute de Adevărul și de alții. Nu cred că suntem noi salvatorii Gazetei Sporturilor sau al ziarelor care ar putea să se salveze distribuind muzică, dar cred că e a win-win situation, în sensul că noi găsim un public nou. Gazeta Sporturilor oferă publicului consacrat un conținut, prin urmare are de câștigat toată lumea. Noi, prin faptul că avem accesul la un public la care poate n-aveam acces pe canalele clasice, Gazeta Sporturilor, că, repet, oferă o alternativă de conținut unui public pe care vrea să și-l știe aproape. Eu o văd foarte așa, ca un business corect și din care chiar noi avem de câștigat, adică e foarte important. Iar prețul la care iese CD-ul dă șansa oamenilor să nu se mai ascundă în spatele costurilor ridicate la un CD, ca să spună, domne, sunt amărât, n-am să dau bani 50 de lei pe un CD, cum iese în mod normal un CD cu buclet complet și așa mai departe, trebuie să mă duc să-l dau jos de pe torente. E, uite că, dacă vrei să ai respect față de ideea de autor și să dai formației un drept de autor, atunci ai posibilitatea să-l cumperi cu 12 lei de la chioșcuri. Să mai găsește. Acum vedem dacă piratarea este o perversiune sau este o nevoie reală. Ok. Va fi concert pe 28 la Sala Palatului, lansați discul clasic între ghilimele CD-ul și va urma și o versiune în limba engleză, am înțeles. Da, după ce de-abia am terminat cântecul de înregistrat, mă sperie ideea versiunii în limba engleză, pe care vrem să o facem cu tot tacâmul, adică cu un antrenor de limbă, cu un nativ englez care să mă ajute la pronunție și așa mai departe, dar într-adevăr va urma o versiune completă în limba engleză, pe care nu știu dacă o vom lansa în România, poate așa doar de
de dragul comparației, dar ea este menit. Noi credem în muzica asta și dincolo de România. Credem că e o muzică care ar putea să aibă succes și dincolo de granițe. Și de ce nu? Noi vrem să facem un pas dincolo și să cântăm și afară. N-ați simțit nevoia asta până acum niciodată? Acum, având în vedere colaborarea cu canadienii și cu alții, vi s-a părut firească? Nu știu, nevoia am simțit-o poate întotdeauna, dar până la urmă argumentul principal s-a schimbat. Adică mie mi se pare că piața de rock din România s-a micșorat și cumva trebuie să ne orientăm și spre alte orizonturi, unde cred că muzica rock are o soartă mai fericită. Și atunci asta e o realitate cu care trebuie să ne obișnuim. Și de ce nu, dacă în Serbia se ascultă mai mult rock decât în România, de ce să nu încerci să câștigi o piață din Serbia sau din Ungaria sau din Polonia, unde tradiția... Sau din Germania sau din Franța. Nu ne ducem deocamdată cu gândul așa departe, adică cred că trebuie din aproape în aproape. Nu poți să ai pretenția să intri pe piața rock de la Londra, care e o piață unde e concurență enormă și care dă tonul. Da, muzica e muzică, exact. Lucrurile nu știi când se întâmplă lucrurile. Vreau să spun, nu văd absolut deloc, îmi spuneți și mie cum stăm cu timpul pe gură, da? Că suntem la România, altfel ca să știu cum ne orientăm cu interviul ăsta. Urmează partea teatrală, mai joci Biloxi Blues. Cum reușești, eu s-am mai pus întrebarea asta și aș vrea să schimbăm după această întrebare, să-mi spui tu ce nu ți s-a pus ca întrebare în sutele și mile de interviu pe care l-ai făcut și de care vrei tu neapărat să te lei sau vrei să faci niște precizări, dar vreau să revenim înainte la dispariția sau, scăderea în importanța pieței rock din România. De ce și cum o constați? Din feeling-uri, din vânzări, din... Asta e o problemă destul de gravă. A fost o tradiție rock în țara asta chiar sub comuniști. Păi, cred că este legată și de degradarea divertismentului în general. Adică rock-ul e divertisment de calitate și cel puțin e un gen care propune întotdeauna idee, propune mesaj și propune conținut. Toate trupele rock care au avut ceva de spus au avut și un statement, și un mesaj mai profund decât alte genuri de muzică. Rock-ul nu e chiar așa o muzică ușoară. Și atunci, pentru că consumatorul este din ce în ce mai tâmpit și telespectatorul se dorește a fi tâmpit cu televizorul, atunci automat apar genurile mai superficiale care câștigă teren și de unde rock-ul era o muzică comercială, de fapt, și se putea face în mod comercial, pare așa, un fel de ușor, începe să pară un fel de cetate din asta în care nu prea poți să intri. Și câștigă teren muzica făcută simplu, simplistă, fără versuri, care să nu deranjeze pe om, să nu scoată din faptul, din a... confortul lui, nu? Să nu gândească omul prea mult. După, dacă avem un telespectator mai tâmpit, un telespectator mai tâmpit e și un consumator mai tâmpit. Consumatorul nu se uită pe etichetă, e mult mai simplu să îi vinzi publicitate. Dacă e mult mai simplu să-i vinzi publicitate, atunci nu mai trebuie să te chinui să faci niște producții abracadabrante ca să îl ții pe om în fața televizorului. Lucrurile se leagă și atunci, din punctul de vedere al divertismentului îndoielnic pe care îl trăim, cam asta cred că este în momentul de față situația. Noi nu avem însă nicio problemă cu chestia asta. Noi suntem fericiți că facem muzica pe care o facem. Suntem, poate, nu avem acces la toate canalele pe care le aveam acum 10 ani. Mă întreb singur... De ce, că s-au închis, s-au dispărut? Da, s-au închis, s-au dispărut, nu mai ai acces, s-au transformat. Mă întreb dacă un cântec cu Avara asta, acum lansat acum, ar fi putut să ajungă hit, sau un cântec ca Nu am chefas, vă spun sigur că n-ar fi fost difuzat, pentru că era prea lung. Și în principiu pentru că era prea slow. Asta care e așa de emblematică, crezi chiar? Da, sunt absolut convins. Dar de ce?
Pentru că lucrurile s-au schimbat în mod dramatic. Ceva? Atunci, în 96-98 era o perioadă, în 2012 este o altă perioadă. Și noi am schimbat muzica și muzica noastră e mult mai modernă și mult mai și gândim anumite piese din punctul de vedere comercial. Dom'le, asta poate să se difuzeze, dar important, adică noi nu putem face un compromis până să ne transformăm muzica din rock în dance. Dar nu vedem asta ca o problemă, ci mai degrabă ca o provocare. Ne vom zbate și vom ajunge la un număr cât mai mare de oameni prin canalele pe care le avem la dispoziție. Concertele, iată, în 28 mai, șansa de a vedea lume care nu ne-a mai ascultat. Sala Palatului ora 19. Lume care nu ne-a mai ascultat, de a vedea un show și muzică la care s-a muncit, muzică cu melodie, muzică bine făcută și muzică cu mesaj. Și ei duc vorba mai departe și tot așa și tot așa. Internetul e un loc de joacă pentru chestia asta, trebuie să te regândești. Important este dacă înțelegem că nu e foarte bine doar cu superficialitate la kilogram. Dar asta nu mai e deja problema mea. Asta face parte din discuția ce facem noi pentru țara asta. Ce au făcut televiziunile din România pentru a nu tâmpi definitiv un consumator? Întrebare bună, lungă. Am să-ți spun, mai avem 15 minute. Mă arătă, băieți, am văzut bine? 15 minute? Perfect. Aș mai sta 2 ore de vorbă. O să mai stăm altă dată. Aș termina, aș fi vrut să te întreb dacă poți să răspunzi repede, că vreau să las timp unui chestionar lui Bernard Pivot, care la tine va fi cu siguranță lung și interesant. Cum vă jucați cu internetul? Pentru că există un follow-up foarte important pe care îl urmăresc și eu pe Facebook, pe Twitter și care vă hrănește vizibil în mod continuu. Ce poți să faci dincolo de a întâlni un inginer de sunet canadian? Se fac multe pe internet. Nu, voi. Nu, despre asta vorbesc. Se fac multe pe internet, în zona de muzică. Și noi suntem pe Facebook destul de prezenți. Foarte prezenți. Avem pe colega noastră, Carina, care se ocupă foarte bine de partea asta de care internet. Care aici în spate ne supraveghează și vede și ascultă. Și tot. Care vede din perspectiva unei alte generații mai tinere decât noi chestia asta. Trebuie să spun că internetul este atât de în schimbare încât o diferență de 3-4 ani între oameni sau pot să e o diferență foarte mare de perspectivă, adică un om la 25 acum e deja bătrân pentru față de un puș de 18 ani, 19 ani care vine și privește internetul altfel, adică e o tehnologie care se dezvoltă extraordinar și în care mereu nișele de a comunica sunt altele, nu le mai găsești în același loc. Și cum faci? Deocamdată noi... Și tu, că nu mai ai 18 ani, cum faci ca să ții eu ritmul? Sunt destul de... Eu încerc să urmăresc fenomenul ca să-mi dau seama cum funcționează, nefiind automat eu foarte activ, încerc să discut cu cei tineri. Ești, ai blogul... Da, dar eu sunt activ așa, într-un mod clasic. Acum se pot face din ce în ce mai multe lucruri. Facebook este un tip de rețea care a venit după bloguri în care nu mai e important să scrii mult. Scrii 3 propoziții și pui o poză. O poză merge mai bine. Din ce în ce mai mult comunici mai ușor cu o poză. Nu știu cu ce vom comunica peste 2 ani. A apărut o rețea care se numește Pinterest, în care nici nu mai e important să scrii. Aoleu, habar n-aveam de asta. Da, ce faci? Ai un fel de pin, cum sunt pinurile de pe postituri, da. Așa, asta e generic, umbli cu un tool din ăsta pe orice site și poți lua orice poză pe care o aduci în niște borduri ale tale și poza aia reprezintă ceva, că e arhitectură, că e mâncare, că e timp liber, că nu știu ce, și îți faci tu contul tău, care de fapt un cont, un celebru wall de pe Facebook cu texte, da. Este de fapt un wall de poze care automat se duc pe categorii. Deci tu comunici și automat fiecare poze este atașat linkul de pe site-ul de unde ai luat poza. Deci tu practic comunici mult mai mult și vizual. Și te joci cu asta tu?
Acum am făcut contul și îmi place foarte mult, pentru că spune despre tine niște... Mă joc în numele Vama, eu nu am cont de Facebook, da. Asta trebuie să o mărturisesc. Se fac, se fac presiuni enorme asupra mea, la care rezist cu curaj. Permitem să te felicit public pentru chestia asta. Da, da, din punct de vedere, se pare că din punct de vedere marketing, generația tânără spune generației mai în vârstă că trebuie să fac cont pe Facebook. Generația și mai în vârstă asta mea, care l-a cunoscut pe Ceaușescu, să se răspundă ca tovarășul. Păi, Tom n-ai. Da, da, nu noi, deci noi am stabilit că suntem pierzători. Hai să le dăm și ăstora de care vin din urmă credit. Eu cred că, până la urmă, știu ei ce știu. Din punct de vedere marketing ar fi important, că lumea vrea să știe nu numai ce face Vama, ci vrea să știe ce face și Tudor Chirilă, și pentru asta nu trebuie să meargă neapărat pe wall-ul Vama. Dar asta e o discuție, mie greu, pentru că mi se pare că le ofer oamenilor prea mult dintr-o intimitate de care am nevoie și eu ca orice fel de persoană publică. Sigur, într-o vreme în care și intimitatea e un concept predefinit, pentru că există persoane publice, în ghilimele, care apelează la serviciile tabloidelor. Deci pentru... trăiesc numai din expunere. Da, și nu numai că trăiesc, dar dacă au spart o cană, e important să vină totuși un car de televiziune să analizeze felul în care s-a spart cana și, până la urmă, de ce pe jos nu e sânge și să plângă puțin pentru ceva și tot așa să se întâmple o chestie care să devină. Tudor Chirilă a spart o cană. Ea privește aici cum a făcut-o. Și ce era înăuntru. Da, da, exact. Nu. Află cum a făcut-o. Află cum, da. Imediat, nu ți-o dă imediat. Da, da, deci da. Află cum a făcut-o. Și un titlu din ăsta. Da. La un pas de moarte, sinucidere ratată, cana s-a spart... Lângă Vena. Lângă, exact. Hai să ne jucăm cu chestionarul Pivot, care o să ne permită să te cunoaștem și mai bine. M-am modernizat acum, l-am și învățat pe de rost. Pe 28 mai la Sala Palatului, stai, da? Stai că nu s-a terminat, mai avem. Nu, mai spun, da, mai zis o dată, 28 mai Sala Palatului. Vama, stai să intru și pe... Care este, deci, Bernard Pivot, jurnalistul francez care a făcut chestionarul, care ne permitem în principiu să cunoaștem oamenii mai bine. Care e cuvântul tău preferat? Ai tot timpul de lume pentru răspuns. Am tot timpul din lume? Da. Mai pot să vin și în decembrie? Mai pot să vin. Să știi că la noi se întâmplă de emisiuni bis. Și o dai public? Vin decembrie? Mai vin decembrie? Mă gândeam la cuvânt acum, mă pierdusem. N-ai vrut. Hai, nu am un cuvânt. Nu am un cuvânt preferat. Asta este răspunsul. Nu am un cuvânt preferat, pentru că cuvintele sunt importante pentru mine. N-aș putea să discriminez pentru că folosesc foarte multe oameni. Cuvinte. Da, sunt oameni. Bine. Cuvintele. Bine. Da, deci dacă sunt oameni, să nu-i discriminăm, bănuiesc. Nu, n-am un cuvânt preferat. Da, și acum dacă te întreb dacă e unul detestat, urât. Da, am un cuvânt preferat într-un moment al prezentului. Cafea e acum. Da, și eu aș... Ai mai bea o cafea? Da, a șaptea pe ziua de azi? Da, vreo 20 aș bea. Ok, cuvântul pe care îl detești, iar ai să-mi spui asta. Sau ce detești bă, acum mie e mai ușor acum. Zic. Dar tot ce impostură. Deci acum impostură e, uite, vezi, e mai ușor să spui ce detești. Foarte rău, e mai un exercițiu bun să te gândești. Hai, văzut, domnul, ce place. Drogul tău favorit, indiferent de legalitatea sa. Drogul meu favorit. Păi, dar nu mi-l permit. Aici se pune toate, vezi. Deci cu puncte, depinde și ăsta de moment. Nu, drogul meu favorit este nevoia de a învăța. Pe bune. Permanent. Din orice, de la tine, de la domnii din spatele camerelor, pot să mai întreb și eu cu adâncimea de câmp, cum face un balans de alb, dacă vine din economie, mai întreb ceva. Îmi place să știu foarte multe lucruri și îmi dau seama că e foarte greșit. Că la un moment dat, câte puțin din diverse competențe te ajută să te prinzi câteodată că anumite lucruri nu merg, n-ai destulă competență să spui, domne, nu faci bine, și atunci stai și suferi, tu simți ceva, dar nu știi până la capăt cum poți să-i spui omului, domne, n-ai făcut aia bine, de unde știi? Păi am citit câte puțin, intuiesc că nu faci bine, dar nu pot să spun că n-am. Așa că e rău să te bagi în toate, dar, nu știu, te mănâncă să știi de toate. Deci asta...
Nevoia de a învăța, am răspuns. Am notat. Noi nu se întâmplă des la toată lumea. Sunetul... Știi că, bine, să nu se gândească lumea că nevoia de a învăța te duce și la drogurile. Nu mai e legătură. Întrebările sunt distincte, da? Nu legătură okay. una cu alta. Sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Să nu spui muzica, că... Sunetul sau zgomotul pe care... Da, un produs sonor pe care îți place. Toaca îmi place. Oleu, și mie, rău de tot. Toaca și tot ce se ce are în ultimă vreme legătură cu lemnul și cu natura. Îmi place vântul printre copaci, printre frunzele copacilor, dar nu-mi place vântul pe plajă, deși mă dau cu zmeu și avem kitesurf-ul și avem nevoie de vânt, e vântul într-un spațiu liber devine deprimant așa foarte tare. Îmi place printre copaci, îmi place toaca, îmi plac sunetele în aer liber și în spații care pot crea un ecou. Și în general se regăsește și pe discul nostru chestia asta. Am folosit foarte mult o reflexie de fiecare dată la voce. E o întoarcere, e un delay, ca și cum vocea e cântată afară, în spațiu liber. La discul trecut eram mai pentru vocea să fie aproape aici, aproape de tine. Acum am vrut o spațialitate. Și una din piesele mele preferate de pe disc e Departe, care e o piesă legată de natură. Și am încercat să facem așa, într-un mod oarecum impresionist cântecul ăsta, să pictăm cu sunete. Care e sunetul detestat? Sunetul post-revoluționar al bormașinii. Post-revoluționar? Păi da, ce? Ne lăsa Ceaușescu repara careva ceva la apartament în timpul lui Ceaușescu? Nu. După aia s-a auzit. Nu era mai ce adevărat, dar după aia, da. În jurătura venea sau... securitatea dacă se refăcea apartamentul. Era o revoluție rapid. Da, nefiind aici, n-am avut reflexul, scuze. În jurătura preferată. Păi și o spun așa? Cu puncte, dar înțelegi o țară întreagă. Sau poate ai alta, nu știu, sau un blasfem. Sau poate vrei să variezi. Sau poate una favorită a momentului. Dar nu știm noi. Mă amuză o jurătură care nu e... sărăcie. Și cu niște... Nu e preferată, dar mi se pare genial când își strigă unii altul. Sărăcie. Asta o auzi în trafic. Adică oamenii atâta... Oamenii au renunțat atât de... Da, păi dar spun unul. E cea mai mare... Băi, săracule. Adică... Cea mai mare insult. Da, adică ești ultimul om. Avem un cântec, ultimul om pe discul ăsta și sărăcie e legat de ultimul om, așa cumva. Te-ai simțit vreodată ultimul om? Nu e un chestie, ăsta e chestionarul Chirilă. Da, chestionarul Chirilă. Da. Îți dau 6 unei ultime întrebări. Dacă v-ați simțit vreodată ultimul om, ceea ce sigur cred că s-a întâmplat cu mulți dintre noi, mergeți la chioșcurile de ziare, că o să fiți bine reprezentați muzicat. Găsiți acolo gazeta sporturilor și mai sper să mai fie. Dacă te-ar lăsa cineva să faci o bancnotă nouă, ce chip ai pune, bărbat sau femeie, pe ea? Tot pe Brâncuș l-aș pune. Că nu e singur, am mai zis lumea Brâncuș. Cum? Da, am mai zis lumea Brâncuș, nu e singur. Dar e pe bancnotă. În principiu, da. Dar ce chestie interesantă, că folosim banii și nu știm cine se află pe bancnotă. Când în Franța poreclele în argou sunt în funcție de chipul. A schimbat textura bancnotei oricum. Si, uite, asta e interesant. Asta e ok. Bancnota e cam lucioasă și pare ieftină. Adică, de fapt, și e că nu prea cumpără mare lucru cu ea. Dar, pe zi ce trece. Da, pe zi ce trece și să vezi peste o lună. Dacă aș avea mulți bani, acum aș vinde leu. Că toți suntem la manicenă. L-aș cumpăra niște puturi sau pe futures pe septembrie pe leu. Sincer. Cred că le vând în 3 săptămâni, fac mega profit. Te duc imediat la Soviani sau la... Dar știe și Soviani. Rezolvăm pe loc. Ce are de făcut? Uite, te sper pentru eu el așa. Și pentru noi. Te duc imediat. După. Plecăm pe loc. Ne așteaptă Soviani. Cred că fumează Traboga. Merge domnul Sima la Soviani. Ce bine. Toată lumea, nu. Da. Radu Soviani nu mă accesibil. Ca noi toți de la Money Channel Telenews. Meseria pe care n-ai fi putut să o faci niciodată. Poa, dacă te sunt...
contabilitate. Am dă fiori groaznici pe șira spinării și mai ales într-un mediu fiscal ca al nostru. Mi se pare că, deși dacă mă dau cu kite-ul, eu știu să fac surf așa, deci cumva ar trebui să fiu ok să fac, să surfez așa prin pădurea. Într-un mod fiscal ca al nostru. Eu cred că românii, deci eu cred că poporul român, poporul român e un popor de eroi. Și cred că nimeni nu știe, n-avem pe 2012 pe discul ăsta un cântec despre contabilitate, dar totuși merită să merge la chioșcuri. Cred că poporul român, pentru că dacă luăm camera asta, o să vezi că noi știm mai multă contabilitate primară, noi românii, decât oricare alt popor. Pentru că la noi lipsa de încredere și bătălia dintre contabil și contribuabil este, oricum când ai un contabil de foarte multe ori, ai senzația că el nu ține cu tine. Și de fapt e o senzație, pentru că nimeni nu ține, nici statul nu ține cu el. Și contabilul trebuie să învețe din două în două săptămâni alte taxe, alte impozite, alte modalități de a face contabilitate, alte reguli fiscale, alte. Și atunci noi suntem sufocați. Și atunci tu, pentru că ajungi să-l suspectezi pe contabilul tău că nu e ok, începi să înveți contabilitate. Adică nu cred că contribuabilul elvețian știe câte știe românul care... Mă, hai să râzi, cunosc un contabil elvețian care e instalat în România și știe, deci de singura excepție. Te uiți la oameni pe stradă, există un fior în apropierea mijlocului lunii mai. Bă, și ceva circulă așa, ai depus declarațiile? Bă, n-am depus. Bă, cum să fac? Bă, ai pe cineva? Bă, ce trebuie să fac? Bă, de unde e formularul ăla? Bă, declarațiile. Și, bă, ai depus declarațiile? Adică totul e așa o chestie, băi, vine sfârșitul lumii și chestia asta, ai depus declarațiile și vine ziua aia în care ultima zi și se aude așa un oftat de ăsta colectiv, o țară întreagă oftează. Adică s-au depus declarațiile, după aia oftatul se mai aude așa din încă o săptămână, mai sunt unii care au mai interzit. Și toată România răsuflă așa, nu pentru mult timp, pentru că peste... Păi vin trei săptămâni după... Exact. Nu. Planta sau animalul în care vrea să te reîncarnezi? Mi-ar plăcea să zbor. Deci, dacă tot să zbor, să fiu un prădător, ca să n-am probleme. Ai probleme cu contabil. Aș vrea să mă transform într-o porumbiță. Aș vrea să fiu un uliu, în primul rând, că planează frumos, să zboară sus și cam... face legea, adică noi toți, acest popor ar vrea să se să se încarneze în Vlad Țepeș, să e o apetență pentru Țepe. În sensul prost, poate, de da. Multe deci, ori, al Țepeș. Da, pasărea. Bine, poți să spui și mai multe dacă vrei. Deși poate că lumea s-ar fi așteptat să spun un fluture, pentru că coperta discului nostru este un fluture. De ce un fluture? Iron Butterfly, aiurea. Pentru că sunt eu mai bătrân și mi-a zis mie ceva. Fluturile este un element al schimbării și unul din elementele importante ale acestui disc și propunerile lui e schimbarea. Și noi credem în schimbare, în început, fluturile simbolizează și în început și de asta graficianul acestui disc, Bojan Spasić, a ales fluturile și mi s-a părut o alegere foarte bună și care reprezintă foarte bine toate cântecele de pe disc. Mai am două întrebări, una lui Pivo și una mea. Ultima lui Pivo e, dacă Dumnezeu te așteaptă la poarta raiului, ce ți-ar place să-l auzi? Mamă, nu știu ce mi-ar place, dar îmi place bancul ăla cu... Steve Jobs care ajunge la poarta raiului și e Sfântul Petru cu toți îngerașii și sunt băgați într-un PC, toți. Și sunt băgați în PC până peste cap, unul umblă la placa de bază, unul stă în mână cu un hard, încearcă să-l conecteze în placa de bază. Sfântul Petru disperat, unde-s driverele, unde-s... Mamă, PC, e complicat, e tot. Și Steve Jobs ajunge, se uită la ei și toți se întoarcă așa la el și Sfântul Petru e... mirat și dezamăgit în același timp. Aoleu, tu ești băiatul de la Apple. La un curcat. La un curcat. E așa și... nu știu de la ce am plecat, dar mi s-a părut... Da, ce ar vrea să spună Dumnezeu ție? Da. Ai trecut, să-mi spună. Ți-ai făcut declarație. Ai trecut. Ai luat. Ai luat. Da.
La examenul eternității mi-ar plăcea să fiu ca orice om, înțeles și mai puțin judecat. Da? Vom vedea. Ultima întrebare e a mea și de fapt e a ta. Înainte de show-ul de la Sala Palatului de pe 28 mai, există ora 19. Ora 19, există o ultimă întrebare. Există o ultimă întrebare. Ce întrebare ți-ai pune tu ție acum, la sfârșit de chestionar și de misiune și, evident, ce ai răspunde? Nu reușesc să fac exercițiul ăsta de... Nu simt nevoia să mă întreb nimic. Bine, atunci vă dau eu rendezvous tuturor, 28 mai, Sala Palatului, ora 19, și pe tine te presez rău de tot să revii în decembrie. Lansarea 2012. În decembrie e încă 2012, deci voi reveni. Să-l rețineți, vă rog. O seară bună tuturor și pe foarte curând. Mersi, la revedere. Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews.